O lume plină de depărtări. O lume străveche în care nu omul face regulile. Este vremea de coasă, este vremea de mulți, este vremea să apară pe lume miei, iar omul doar se supune. Trăiește așa cum îi spune natura, după ritmul animalelor de pe lângă casă, de care depinde până la urmă viața lui. Răzlețe pe coamele apusenilor, gospodăriile moților sunt parcă încremenite în timp. Străbați drumuri lungi de pământ, urci dealuri molcome, mergi pe lângă nesfârșite garduri așezate după o geometrie greu de înțeles. Vreau să-i cunosc pe oamenii care stau aici, iar bucuria lor că primesc oaspeți este imensă și molipsitoare. Credeam că o șubă este enorm de grea și că miroase îngrozitor a oaie. Nu e chiar așa și, în plus, odată ce ai îmbrăcat-o, uiți de frig și de vânt și poți să simți liniștit depărtările. Cine sunteți? Petrică! Și stau cu voi de la... Stau să am pus mâncare, le las să mânce iarbă, le... Stau că vin lupii, nu pot să le las așa. Chiar și aici aproape de casă? Da, vine și aici aproape. Odată am lăsat aici oile sus și a venit și trei au omorât aici, chiar dincolo de dâmbul ăsta. Nevasta tot zice că nu-i place aici, că tot zice că e mai bine să fii mai în sat, mai ăsta, dar mie îmi place aici. Asta e viața. Maria să vie să-l ducă undeva în graj, la cald. Băi, Maria! Hai tu mielul ăsta acasă! Hai că vine frigul pe el! Vede ce frumos e! Vezi, mă, să-l scală. Nu, 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 ține-te pe picioare, măi. Așa nu este. Te vezi și încă. Să știi să crești în urmă. Ține să nu... Să nu sare, uite, nu vrea să-ți o gheamă. Lasă că ținut și e frică că nu scap dacă nu sare. Nu vrea, mă, uite la el, mă. Fie rea să fie. Nu vrea, mă, uite ce prost e. Dar de când s-a născut? Acum, de jumătate de oră. S-a învățat destul de acum, uite, gata. O scăpa de foame. Au ce pufă, cred că s-a săturat. Petrică și soția lui Maria trăiesc doar din creșterea animalelor.
vând miei, viței, lână, o viață aspră în niște locuri de o frumusețe tulburătoare. Pe lângă animale, de când se știu, moții au trăit de pe urma codrului. Au fost dulgheri, tâmplari, dogari. Păstrând tiparele străbunilor, unii încă se mai ocupă de prelucrarea lemnului. Nu prea ies bani nici din asta, țăranul câștigă puțin. Alții, mai domni, cum spun ei, iau tot profitul. Și totuși moții reușesc să țină capul sus, să fie optimiști, să vrea mai mult, să meargă mai departe. Hai, bă, Miș, ce are tu? Vedi, cunoaie, vezi? Investiți o firmă aici, bă. Dar cum să nu? Putem face o firmă de-aia faină aici, mă. Hai, bă, să dăm drumul la baie, să facem lespis, mă. Putem investiți și o carieră, mă, la lespis. Putem, da. Așa, aproape. Da. Facem rod din niște utilaje. Da, convenție, ceva, ne ajută statul, oarecă. Cred că. Vine și boia ăștia? Altceva. Mai vin și tu vaca și ești? Dau și eu vaca, bă, tare. Și atunci facem loc de-o doi bănuți și ne ținem și noi firma. Europa acum când vine, o vinit. Ni dă ceva și ne ajută cu ceva, parcă. N-ar fi rău, mă. N-ar fi rău. N-ar fi rău? Nu. Hai să ne apucăm, mă. Ne apucăm. Am putea face, mă, și niște căbănute pentru turiști. Putem, dară. No. Uite, au băieții ăia de acolo, au un ban, zic. Au gata, îi plătim și pe ei. Eu am muncit 20 de ani la mine. Și încă tot îi mai place să muncească și la agricultură. Și nu mă dau. Nu mă dau, nu mă las. Cui îi place să muncească, nu duce rău niciunde. Chiar că suntem noi aici în munce, dar cine muncește are de toate. Fiecare își dorește să ofere o viață mai bună copilului său. Moții știu că pentru asta ei trebuie să muncească, dar și copilul trebuie să învețe. Școala nu este în spatele curții, sunt adesea kilometri întregi până la ea, dar cei mici se duc, cu îndârjire aproape. Ai învățat? Da. Dacă te ascultă, știi? Da. Hai să intrăm atunci. Bună ziua! Ce faceți? Greu la școală? Nu! În ce clasă sunteți? Ele sunt în clasa a întâi. Ei doi sunt în clasa a doua. El este în clasa a treia și noi în clasa a patra. Care voi? Angela, eu și Florina. Scrie legat. F-I-N-A I-A și n-aia. Să aveți copii din clase atât de diferite. Da, da, deci aceasta este munca la în regim simultan, așa se numește, deci cu învățământul simultan. Mi-a fost greu puțin la început, mai ales de un an am lucrez aici, deci o vechime am doar un an, dar m-am obișnuit. Cu clasa întâi citesc, până citesc cu clasa întâi la ceilalți le dau de lucru, după aceea iară revin la clasa a doua, le dau la ceilalți de lucru și tot așa. Lecțiile sunt pentru acești copii momente de odihnă, când nu mai trebuie să muncească în gospodărie. Școala lor are o singură încăpere, dar ei sunt fericiți aici, pentru că învățătoarea lor o transformă într-o poartă spre întreaga lume. Copiii de la sate sunt mult mai puri, mult mai nevinovați, mult, mult mai... cu sufletul mult mai curat. Sunt foarte, foarte spontani, foarte sinceri.
simpli. Văd că aveți 8 locuri, aveți numai 8 copii? Da, da, deci numărul maxim de copii este 8 și școala este spre desfințare merge, pentru că nu mai sunt copii. Un singur preșcolar mai este în acest sat și atunci sigur că școala va merge spre desfințare, din păcate. 10 minute de pauză acum, copii, da? Adevărul este că sunt tot mai puțini copii. Tinerii pleacă la oraș să-și caute de lucru și nu se mai întorc. Unii moți văd o dramă în asta. Întrucât tineretul și-a luat calea pribegiei, aș putea o spune, fără niciun fel de reținere, a fost nevoit să plece de aici, fie în țară, fie în străinătate, să-și câștige pâinea. Au rămas în această localitate oameni cu lacrimi în ochi, cum sunt și eu. Cu adevărat, au rămas oamenii bătrâni, oamenii satelor, care mâine poi mâine se vor duce și în cimitirile de lângă bisericuțele respective și dacă nu vom avea grijă să păstrăm și tineretul să revină și autoritatea statului să gândească altfel de cum a gândit, aceste sate de munte, nu numai Alma și Mare, toate zonele de munte se vor depopula. Emilian Achim trăiește în Almașul Mare. Se teme că apusenii își vor pierde odată cu oamenii și tradițiile și identitatea. Așa că s-a hotărât să încerce să conserve măcar o parte din istoria moților, acea parte păstrată în obiectele pe care locuitorii apusenilor le-au folosit din vremuri străvechi. A adunat astfel o colecție impresionantă de lucruri strânse din gospodării, care vorbesc despre viața, tradițiile, meșteșugurile, bucuriile și tristețile moților. Unele lucruri le-a primit, pe altele le-a cumpărat și astăzi are cea mai bogată colecție etnografică la nivel rural. A construit un muzeu care să o adăpostească și se bucură de câte ori vine cineva să o vadă. Sunt obiectele mai dragi. Doamne, ce întrebare drăguță mi-a spus. Toate obiectele mi sunt dragi. Nu astăzi, nici ieri, nici de 10 ani. Am aproape o viață de om de când am îmbrățișat această muncă de a colecționa, de a aduna obiecte din zona munților Apuseni. Deci nu este numai pentru mine, este pentru o națiune, este pentru comunitate, este pentru toți cei care iubesc tradiția, folclorul, meșteșugurile și iubesc, într-un cuvânt, patria aceasta și țara moților, acei unde noi ne aflăm. Înțeleg că vă iubiți țara. Steagurile și tot ce vedeți, tricolorul, nu este altceva decât tricolorul din sufletul meu. Mi-o iubesc, într-adevăr, chiar cu riscul că se va întâmpla sau nu, dar sigur că cu vrearea lui Dumnezeu această țară va dăinui cu oameni care gândesc la fel cum am gândit eu și sigur că va dăinui și va duce mai departe. E drept că moții par mai mult decât alții preocupați să păstreze lucrurile așa cum le-au moștenit. Case simple de lemn, șuri acoperite cu paie. Nu mai spun despre rudimentarele cazane vechi de când lumea în care își fac țuica. Acestea sunt întreținute cu strășnicie și puse des la treabă, ca să nu se degradeze cumva. Eu am făcut țuică de eu, n-aș putea să o îmbătrân, dar n-aș putea sta în calei. Cât am făcut de mult. Și de bău cât ați băut? Nu știu cât am băut, că am băut multă. Beam cu pahar de la mare, ce baș vinul eu. De 100 de grame odată, băgam în gură și o beam tătă. Țuica v-a ținut sănătos? Doamne, mult sau până în prezent, da. Dar acum, de un timp, în cor, m-am decelit.
Înseamnă că o faceți de mult. Așa. De mult, da, de mult, de copii mici. Câți ani aveați crasul cu prima altă țuică? Vreo 12 ani, 15 ani, făceam cu părinții. Și cât aveați când ați început să vezi prima oară? Am înățimit. Acum mă zbătrân, nu-i poți. Mă așa, că o să mă ajut, are la copii ăștia, că e medicină, nu știu face. Învețe și ei, că m-am învățat și eu din alții. A, sunteți profesorul de țuică acum. Dar nu-s chiar profesor, dar totuși mă precep. Păi eu o artă? Păi da, nu știe care știe face. Odată o scapte să arde acolo, să corlește, să ia asta mare, nu-i nebună. Asta are ghibăcile ei, trebuie să fie în continuu, să-mi duci la ea acolo. Nu mă să te plimb, dacă te plimb de acolo se cornește, nu se mai face bun. Are un gust amarui. V-a plăcut traiul ăsta așa departe de lume, e departe aici? Departe, da. Trăim cu greu aici, în vârful muntelui. Tot e celea să ne ducem tot în spate. Mă dă cu cai, ziceam, tot e alea. Eram la albăiule, după un sac de sare, după un... Ce ne trebuia, tot la alba, cu cai, călărește. Ia. Vineam pe aici pe geam, nu vineam pe drum, pe vale, că nu era drum pe vale. Greu între ei, destul. Numai dacă le spui la copii, pe ce n-a știut să vă organizați. Așa am trăit moșii, strămoșii. Aici ne-am născut, nu uim să mergem tăți în țară acolo. Nu începem tăți. În țară nu poți să ne iau vite, nu poți să ne iau nici, aici le menținem. Trebuie să stăm lângă ele, cu gâta mână. Ne păstrăm, dacă ne trebuie. Iasă ceva din bloșnotul ăsta sau nu? Iasă. Uite, te dă un pahar, să vedem cum e. Merge sau nu? Nu stăm lângă ea de-a japa aici. Dar țipăm picul pe foc să vedem, va prinde sau nu se aprinde. Ia vezi dumneavoastră gustul ăsta să vedem dacă e bun sau nu. Nu, noroc și bine. Mai. Ia pune pe foc să vezi dacă arde. Ia uite acolo cum arde, mă vezi. Ia vedem, doamna, că e bun, cum e țuica pe la noi. Sănătate. Ia pune-ți dumneavoastră să vedea că arde sau nu. Ia mă te vezi. Mulțumesc că mi-a adus-o. Am terminat-o și n-a reușit să mă mai duc la moară. Hai, intră în casă. Hai să fii sănătoasă. De seara. Doamne ajută. Hai și ia loc. Așa. Și ce mai faci? Da, ce să fac? Cu animalele, că asta ni serviciu. Oh, vai de mine, uite și eu de-abia terminai cu ele. Nu mai gătăm niciodată. Să vină un vecin la tine e mare bucurie. Mai ai cu cine schimba o vorbă. De când vine frigul, ziua se scurtează și nu prea mai e ce face prin bătătură. Iar serile lungi, la lumina lămpii, fără un radio, fără un televizor, trec greu. Înapoița m-am născut. Am stat 22 aproape de ani la oraș. După care am venit în vârful muntelui, fiindcă soțul meu aici au crescut normal, aici au copilărit. Avem animale, avem oi, avem vaci, porci. Ne-am obișnuit aici. Capre am, dar oie n-am. Eu am oie, dar n-am capre. Și capre zbune. Și oie zbune. Vaci, nu ai? N-am, nu-mi trebuie. Nu trebuie că am lucrat destul până acum. Eu am și vaci. Lasă-mă să-mi știu și doamnă. Dar pe domnia noastră... Dar pe dacă muncim mult, murim mai uche. Dar până azi murim. Dar lasă să nu muncim atâta. Mai avem și fericire. Ne merge foarte bine. Doar
pena este că suntem foarte izolați, stăm în vârf de munte. Dar pe nou. Ce să faci? Așa e. La început mi-a fost foarte greu. Deci după atâția ani de oraș, ca să te muți într-un vârf de deal fără curent, e foarte greu. Dar pot să vă spun că m-am dezobișnuit de oraș, fiindcă dimineața când mă trezesc, dacă nu văd că dau drumul la găini sau la porci sau o să mă duc să dau la vaci sau așa mai departe, parcă nu mai am mai să respir. Maria are două fete. Una dintre ele a venit pentru câteva zile acasă. Locuiește în Anglia de câțiva ani. Cealaltă e și a plecat în Irlanda, e studentă acolo. De obicei își petrec timpul singuri, dar astăzi s-a făcut țuica. Așadar, e sărbătoare și vor sta până târziu noapte să petreacă și să mai uite de grijile din fiecare zi. Erau și mai de mult oameni care știau să-și trăiască viața. Noi suntem încă trecut. Nu erau prin discoteci. Nu. Pe, la casă își petreceau, se adunau la o casă, făceau... O șezătoare. Era vecini, măi, vecini, vin la Mihai, așa. Așa, făceau o clapă, o șezătoare. Da. Aduceau o parte de vinau sau vin, da. Ce-aveau, probeau o clapă și se treceau. Noi acum ne uităm unii la alții urât. Ia, lumea s-a cam schimbat acum. Așa că s-a schimbat. Apoi, delegație specială pentru Petrica și Maria, de la Valea Macri.